și bine v-am regăsit la un nou vlog. Știu că data trecută am închis vlogul destul de brusc și m-ați văzut la... Sorry, mă chinui să deschid niște ulei pentru cuticule. M-ați văzut la dentist ultima oară și... da, mi-am pus fațetele finale. Și sincer, n-aș putea să fiu mai fericită. Deci mi se pare că cei de la Dental Experts au făcut o treabă atâta de bună, deci sunt atâta de frumoase și de mici și de... Wow, deci chiar m-au lăsat fără cuvinte și asta am zis și pe Instagram mai devreme, că îmi pare rău că n-am avut camera pornită în momentul în care m-am filmat și m-am văzut pentru prima oară cu fațetele astea în gură, pentru că m-am uitat așa în oglindă și am avut o reacție super faină și am zis, Doamne, parcă sunt dinții mei, dar de 10 ori mai fain, că nu mă așteptam. Eu am văzut mock-up-ul ăla, l-ați văzut și voi, era mai mare, era mai... butucănos, deși mie mi se părea destul de normal, adică nu arăta niciodată foarte rău, dar pe lângă ăla vreau să zic că dinții ăștia sunt, wow, sunt perfecți. La fel, ca și data trecută, o să tac pentru câteva secunde și vă las să îi priviți. So, yeah! Mi-a plăcut foarte, foarte mult. Tehnicianul meu a fost Nicu Sabou, pentru că el a făcut dinții și dentistul meu a fost Sergio Antonie. Deci toată lumea din clinică de acolo a fost atâta de treabă și au lucrat așa de fain în echipă și, băi, foarte, 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 foarte mulțumită. Deci mi se pare că mă schimbă, evident că mă schimbă, că n-ai o schimbare destul de mare, dar în bine, sunt atâta de frumoși și atâta de... și forma și tot, deci mi se par absolut perfect și sunt foarte, foarte fericită și foarte recunoscătoare și sunt foarte happy că am putut să fac și alegerea asta pentru mine și mi se par, nu știu, mi se pare că mi se potrivesc atât de bine cu mine, cu gura mea, cu tot, deci sunt wow. Îmi plac mult de tot, deci nu puteam să fiu mai happy. Și toată lumea zice, băi, oricum tu zâmbeai mult înainte și vorbeam mult și așa mai departe, dar zice, acum ești numai așa, ting, cu zâmbetul pe buze. Da, foarte, foarte drăguț. Astăzi, la ora 11, mă duc pentru un mic control. O să vă povestesc toată experiența cu dinții într-un alt vlog. Aici o să fie un weekly vlog, facem chestii normale. Acum vi-am arătat doar așa ca și o primă impresie, dar o să fac un vlog în care o să răspund la întrebările voastre. Cred că fac ceva și pe Instagram. Deci dacă vreți să lăsați totuși comentarii, puteți să lăsați și la video ăsta ceva întrebări. Știu că cea mai intensă întrebare este cât te-a costat toată lumea, cât te-a costat, dacă tot a fost, asta e întrebarea tuturor. Și o să răspundem și la asta cât de curând. Dar da, foarte... mulțumită! Foarte, foarte mulțumită! Tot uit în viewfinder și nu vine să cred că ăștia sunt dinții mei. Deci nu îmi vine să cred. Ca să nu mai zic că pe lângă că este schimbarea foarte, foarte mare, dinții ăștia mei, doi din față, știți că ăsta eu l-am rupt când eram copil pe gheață, e o poveste mai lungă, nu știu, dar cred că sigur v-am zis chestia asta. Și eu, de atunci, de când l-am rupt, dinții ăștia mei, doi din față, n-au fost... mai niciodată aceeași culoare, tot timpul era așa, cel puțin în ultimii ani, pentru că dintele ăsta era deja vechi și na, când mi s-a pus la timpul lui, s-a făcut tot ce s-a putut la vremea aia, ce știu eu, dar cu timpul mâncând și mai departe și a schimbat nuanța, compoziția și așa mai departe și arăta ciudățel, arăta un gri așa, deci mă deranja foarte, foarte tare, îmi stătea pe creier și acum, după 20 ceva de ani, că dintele ăsta meu era rupt de când aveam vreo 9 ani, dinții mei din față sunt aceeași culoare și parcă nu vine să crede. Și fiecare dată când mă uit la mine, vine să plâng de fericire, frate, că așa sunt dinții mei. Anywho, cred că o să mă duc și până la mall, că vreau să-mi cumpăr o bluză, ceva, un whatever. Acum joi, deci în 22-a 4-a, băi, o să vedeți vlogul ăsta mai târziu, am și evenimentul cu Taz by Mac, aici la Urban, în Timișoara, unde o să facem pentru prima oară chocolate banoffee, paiul meu. Și dacă totul este bine și toată lumea este mulțumită, o să mergem cu el în alt oraș, am povestit chestia asta. Cel mai probabil, cred că o să vin la București. Dar vreau să ajung foarte tare și la Constanța. Dar vedem. Hai că mă pregătesc și vă mai iau cu mine săptămâna asta să mai vedeți ce am mai făcut, că mai ies și afară din oraș. Și pe lângă toate astea, în vlogul ăsta, mă duc și la Oradea, la prietena mea cea mai bună, Andreea. Atât de mult îmi place orașul ăla, este atât de frumos și atât de curat și oamenii sunt atât de treabă. Da, sunt foarte entuziasmată.
Asta este duminică și îmi fac reels-uri cu Forte și ne chinuim de 10 minute să filmăm 2 secunde pentru că ne bufnește râsul și magnică. E foarte fun și vă las aici să vă distrați și voi un pic. Dacă vă întrebați de ce sunt șosete și mături și de toate, am filmat reels-uri. N-ai că ne-ai ieșit până la urmă. Ia, ui, u, ha, ha. You can really dance. Wow. He went. He went. They said we've both been dancing all this time. What a coincidence. Ăla-i. Hai că ieri n-am mai apucat să vă fac story-uri din magazine în timp ce probam chestiile, pentru că, băi, e foarte greu să probez lucruri în magazine. Și cu mască, și țecal, și cu geacă pe tine, și cu toate alea. Așa că o să vă arăt acum ce mi-am cumpărat. Până la urmă am intrat la Peek & Cloppenburg. Hai să vă pun undeva. Deci eu aseară atâta de rău am dormit. Aici în blocul unde stăm, cred că la un moment dat, nu știu, n-a mai mers liftul. S-a luat apa, nu știu ce s-a întâmplat, dar toată noaptea am înțeles că avem un generator aici undeva. A mers generatorul ăla și atâta de tare a urlat toată fucking noaptea generatorul ăla și am dormit extrem de rău. Deci eu aseară cred că am dormit 2, 3, 4, 4 ore. Atât. Și azi dimineața când am plecat foarte la lucru, pe când să dorm și eu mai bine ca omul, că n-am dormit toată noaptea, am o vecină și când vorbește, nu știu, vorbește în baie, nu știu unde vorbește, dar se aude atâta de tare. Deci eu aud toate conversațiile ei cap-coadă ce vorbește și râde, băi, deci râde extrem, extrem de tare. Și la ochii mi se pare că portocaliu e culoarea mea, așa, cumva, îmi place foarte tare. Am primit și o cutie foarte faină de pe Look Fantastic, fantastic, bombastic și am pus și ieri cumpărături la mall și am să vă arăt niște chestii faine și mă bucur foarte tare că în vlogul trecut mi-ați răspuns și mi-ați spus că vă place când vă arăt chestiile și aici pe YouTube, pentru că nu toată lumea are Instagram și că ar fi nedrept să arăt doar pe Instagram și pe YouTube să nu mai arăt nimic ever. Pretty much asta a fost discuția, dar da. Înainte să vă arăt ce mi-am cumpărat din mall, pentru că am făcut un pic de shopping, vreau să vă aduc aminte de o aplicație foarte faină de cashback, v-am vorbit despre ea în trecut, se numește Tipli și practic când faci cumpărături, tu primești o parte din banii cheltuiți înapoi. Dacă intrați pe site-ul tipli.ro, o să vedeți că acolo găsiți peste 400 de magazine, cum ar fi Notino, About You, Fashion Days, toate magazinele astea faine, cool, de pe care noi facem cumpărături, le găsiți acolo. Și practic tu ce trebuie să faci? Intri pe Tipli, te înregistrezi prin link-ul meu, o să las în descriere link-ul meu, care îți oferă și 15 lei bonus la înregistrare, ceea ce este binevenit întotdeauna, după părerea mea. Și în momentul în care tu faci cumpărături prin platforma Tipli, intri pe magazinul tău preferat, faci cumpărături, după care plătești, evident, iar în 48 de ore de când ai făcut cumpărătura ta prin Tipli, o să vezi că în contul tău o să ai bonusul înapoi. Deci bonusul depinde de fiecare magazin, pentru că sunt magazine unde au bonus 5%, sunt magazine unde au 10%, sunt magazine unde au 3%. Depinde chestia asta de magazinul partener. Dar cert este că întotdeauna voi primiți banii înapoi și după o perioadă poți să-i scoți prin cardul tău bancar. Este super easy operațiunea. Cert este că dacă tot facem cumpărături online, why not? De ce să nu primim o parte din banii înapoi? Că îi scoți la 3 luni, că îi scoți la 5 luni, că îi scoți la 6 luni, că îi scoți lunar, poate faci cumpărături super multe lunar, poate te ocupi de ceva business și faci super multe cumpărături pe net. Da, primești o parte din banii pe care tu îi cheltui înapoi. Așa că da, vă las link-ul meu în descriere și aveți și 15 lei bonus așa de bun venit, să zic așa. Trebuie să-mi schimb bateria la camera asta pentru că nu mai am, e goală. Da, revin. Apăsa și cu măsură, țucă-mă, țucă-mă, direct pe gură. Deci eu de fiecare dată
Când mă gândesc la prietena mea, la Andreea, și știu că mă duc la Oradea, tot timpul vine să cânt melodia asta. Pentru că ultima oară când am fost la ea, la un moment dat aveam noi ceva pijama party din asta și dacă n-am cântat melodia asta și ne-am luat ceva filtru în ăsta super funny de pe Instagram, care ținea așa un microfon și se auzea cumva stereo, băi, deci a fost demențial. Noi am murit de fucking râs. De fiecare dată când mă duc la ea și sunt super excited că mă duc la Oradea săptămâna asta, îmi vine să cânt melodia asta ca o nebună. Anywho, că am deriat de la subiect, ce vreți să vă arăt? Prima oară, look fantastic sau țoale? Eu, sincer, aș vrea haine, dacă mă întreb pe mine. Dar, da, I don't know. Bine, hai că încep cu haine. Mi-a zis cineva în blogul trecut, fă și tu un haul și try on haul. Nu promit că o să fie try on haul, să văd dacă mai am să mă dezbrac după ce vă arăt. Dar ar trebui să fac, ar trebui să fac. Oricum, mi-am luat, tot ce mi-am luat de la PIC. Și mi-am luat tricoul ăsta foarte fain și scrie Let the good times roll. Yeah, baby! Foarte drăguț! Ăsta este de la un brand care se numește Catwalk Junkie. Și mi-a plăcut foarte tare. Este un basic tee. Dacă mă întreb pe mine, a fost destul de scump. Pentru că a fost 200 de lei pentru un tricou alb cu un print. Bine, de fapt nu este un print, că este o cusătură neagră. Deci tot ce e aici e cusut, poate de aia a fost mai scump. Dar mi s-a părut un pic cam scumpuț, dar mi-a plăcut și cum arată și cut-ul și tot. Deci ăsta este o dată. După aia mi-am mai luat un tricou. Rar! Ăsta mi-a plăcut foarte tare. Mi-am luat, tu gândește că ăsta este un fucking L. Este de la Only. Ăsta e un L. Cum să fie asta un L? Că mi-e părut să vină mai oversize. Inițial mi-am luat un M, că am zis să nu-mi iau un S, mi-am luat un M și M-ul să dea super strâns pe mine. Și mi-am luat un L, poate mergea chiar și un XL. Dar mi-a plăcut, mi-a plăcut print-ul așa foarte fain, scrie Fierce. Arată foarte tare cu blugi. Așa cumva, mi-a plăcut foarte mult. Mi-am luat un tricou portocaliu, că mi se pare că am stă foarte bine cu portocaliu. Tricou ăsta l-am de mult, l-am de vreo 2 ani sau ceva de genul ăsta și l-am cumpărat de la Men's Section și nu mai știu din ce magazin, din mamă, nu mai știu să mă rog ce magazin era. Ideea este că l-am spălat, l-am răspălat. În continuare este super portocaliu, nu s-a făcut nașpa și a fost și ieftin. Și mi se pare super fain că a fost în jur de, nu știu, 60 de lei ceva de genul ăsta. Eu l-am luat că a fost funny mesajul. Scrie manager of myself, I was nobody before social media. Și mi s-a părut foarte funny că e destul de adevărat. Dar da, îmi place cum îmi stă cu portocaliu. Mi se pare că este o culoare care mi se potrivește foarte, foarte tare. Și mi-am luat și... ăsta este mai neon. Uite, acum am dau seama. Mi-am luat tricoul ăsta la altul, care la fel este așa mai boxy. Și aici sus este o planetă și scrie All Together. Mamă, ce bine îmi stă! Jur, deci portocaliu mi se pare că este nuanța mea. Deci cred că fac o obsesie. Cred că mă îndepărtez de mauve-ul ăla lila și mă duc spre portocaliu. Dar îmi place foarte, foarte mult cum îmi vine. Dar mai ales că sunt dată cu autobronzant, așa mi se pare că arată foarte bine cu nuanța pielii și a tenului meu momentan. Deci ăsta mi-a mai luat și ăsta a fost de la Jake's și este un M. Ăsta mi-a plăcut, dar nu-mi place foarte tare că este bumbac din ăla 100% și acum vedem cum se comportă. Eu am mai avut tricouri de la Jake's și au fost ok, dar parcă ceva îmi spune că se va decolora așa cu timp. Mai vedem. În orice caz, mi-a plăcut foarte tare. Tot de la Only mi-am luat o bluză. În realitate, pe cameră se vede un galben mai deschis, mai crem, dar în realitate este un galben așa mai... un galben mai galben cumva, nu știu de ce pe cameră se vede mai crem, dar este chiar un galben așa foarte happy cumva. Și mi-a plăcut și asta foarte, foarte mult. Asta mi-am luat un S pentru că era ultima. Ai zice Sunshine la nuanță. Și asta a fost... unde naiba scrie? Că lei nu scrie, numai euro, 25 de euro. Dar foarte drăguță, mi-a plăcut mult, mult, mult de tot și asta. Și pe când să plec eu toată tristă în batistă că nu mi-am găsit blugi, deși eu mai am ceva blugi prin dulap, dar căutam așa, nu știu, eu tot timpul caut blugi. Pentru că știi ce fac? Îmi cumpăr blugi, îmi plac pe moment, îi port odată, după care îi donez pe la prietene, că ceva nu-mi place la ei. Dar ăștia mi-au plăcut în mod deosebit și în ultima perioadă, cred că asta este... a treia sau a patra pereche de blugi de la, tot de la Only. Pentru că fac blugi dintr-un material așa foarte, foarte mișto și foarte comod și foarte, și are și un pic de stretch înăuntru, dar în același timp nu este tare blugul ăla betonat. Deci eu când văd blugi betonați,
îmi vine să-i arunc direct pe geam. Deci mi se pare că mă fac super grasă. Și apropo de super grasă, ieri când probam haine la Mango, că cred că de aia nici n-am filmat pentru voi, am avut așa aproape un mental breakdown, pentru că la Mango au cea mai prostă lumină din lume, am impresia. Și Zara, e tot pe acolo. Dar la Zara sunt cabine și cabine. În unele lumina e bună, în alte lumina e haos. Dar la Mango bătea lumina un singur bec, de aici, deasupra, de sus, de tot. Și nu știu cum bate lumina aia, că arăți de parcă ai 5 kg în plus, toată celulita ți la vedere, fiecare por pe față, dacă ai un coș, un ceva, se vedea. Băi, și mă uitam la mine în cabină și zic, Doamne, sunt hidoasă! După aia vine acasă și m-am uitat la mine, no bitch, ești ok. Dar de aia nici nu am mai filmat pentru că m-am enervat. Pe lângă că mi-era foarte cald, cu mască, cu geacă pe mine, în magazin era foarte cald, era haos, era urât. O mai venit și ăștia de la Mango cu lumina aia oribilă și am zis, nu, n-are rost. La Mango, din păcate, n-am găsit nimic, erau câteva chestii drăguțe, dar nu le-am luat până la urmă. Și m-am și enervat foarte tare că la Mango erau perechi de pantaloni. I-am probat pe story și i-am și arătat o perechi de pantaloni alb cu dungi. Gândește-te că ăia, nu mai am poză, erau mărimea 42, în condițiile în care eu la bluș port un 36-38 maxim. Și erau mărimea 42 și mă strângeau. Adică eu tot ceream la fata de la casă să-mi dea o pereche de blugi cu mărime mai mare. Și ei practic erau mai lați în talie, dar pe pulpă erau la fel de strânși. Pentru că tu așa ca om, când vezi că porți în general un, nu știu, cum zic eu, un 36-38, când vezi că cineva te duce mărimea 42 și mai ai și lumina aia de căcat în cabină, deci ți se pare că ești cel mai oribil și cel mai gras om din lume. Și despre ce povesteam? Nu știu, rant over. Da, m-am obișnuit și cu mărimile astea, că eu nu eram obișnuită cu mărimile astea americane, cred că sunt. Și eu la mărimile astea americane, cred că sunt americane, am un 20, sau englezești? Am un 29-30. Intru și intru în 28, cam și blugi 28, dar ăia cred că stau în momentul de față un pic prea strânși pe mine. Dar ăștia vin atât de frumos. Bă, materialul este atât de fain. Uite ce mișto sunt și jos și sunt high-waisted, straight leg și arăți demențial în ei, cu o pereche de Adidas, cu un tricou din ăla fan, cu o bluză, cu ceva. Sunt super, super fain. Deci eu am regăsit Only. Mulțumesc din suflet, mă bucur că am găsit brandul ăsta pentru că este genial. I-am cumpărat de la Iulius. Tot ce vedeți aici am cumpărat de la Iulius Town pentru că aveau și campania de Paște și mi s-a părut foarte funny că la campania de Paște, e acolo pe masă, am primit că dacă mergeai la centru info, dădeau premii din astea pe loc și îs premii, îs tot felul de voucher din astea, de 50 de lei, de 100 de lei, de nu știu. Și era foarte drăguță tipa de acolo și la un moment dat zice, ai câștigat un voucher de 10 lei la donuterie. Și eu eram super, zic, mănânc o gogoașă pe gratis, știu, foarte pozitivă. Și fata era ceva de genul, zice, cred că ești singura persoană care a câștigat un voucher de 10 lei și s-a bucurat la el. Pentru că, în general, mi-a zis că oamenii care câștigă vouchere de 10 lei și poate fac cumpărături de 10 de milioane la mall, da, asta ți-a fost norocul, puii mei, sunt foarte dezamăgiți și sunt foarte, unii sunt foarte nesti, așa, gen, ce-i cu voucher ăsta de 10 lei? Na, ia-ți tu ceva de el, mie nu-l trebuie, știi? Și eram, oh my god, mănânc o gogoașă pe de gratis la donuterie și, mă rog, am râs cu ea, a fost foarte simpatică tipa. Da, asta mi-am luat eu de la mall și dacă mai vreți, și dacă mai vreți, mai stați cu mine aici, vă mai arăt și ce am cumpărat de la... n-am cumpărat, am primit-o. Am primit-o o cadou de la Look Fantastic. Și știți că, cred că pe 8 mai, ca să nu greșesc, cred că este ziua internațională a femeii și cei de la Look Fantastic fac întotdeauna cutiile astea super frumoase. Ați văzut-o pe aia de Paște, vai, genială, produse premium, întotdeauna sunt înăuntru full size, vă las un link în descriere către Look Fantastic și practic înăuntru în asta sunt prețul este de 335 de lei și înăuntru sunt produse de 10 milioane. Și uite ce faină spuse acolo înăuntru. Și da, avem de la Caudalie, le-am arătat și pe Instagram, avem o cremă de față, brand franțuzesc, premium, super tare, foarte, 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 foarte drăguță și îți lasă pielea cașmir, vreau să zic, superbă. De la Christoph Robin avem o mască cu tot felul de minerale, cu tot felul de aminoacizi, vitamine, foarte drăguță pentru toate tipurile de păr. Mai avem de la Nuxe, mai avem o apă micelară.
E foarte faină și îmi place mult sizing-ul de la pasta micelară. Eu cum o să merg cu chocolate banoffee pe al meu prin țară la un moment dat, o să-mi prindă foarte bine pentru că are fix 100 de mililitri și brandul ăsta este foarte fain. Mi-aduc aminte când mergeam mai demult, când mai călătoream prin aeroport, găseai de la ei niște creme de mâini cu miere, cu ceva, miroseau genial, cred că o recuperasem de 5 ori de fiecare dată când călătoream. De la Origins avem Mega Mushroom Relief Resilience Soothing Treatment Lotion. Este ceva loțiune, tratament pentru tendin ăsta roșiatic, cum pățesc eu, de mă roșesc pe aici. Acum nu mai roșesc la fel de tare pentru că a trecut sezonul rece. Fac tratamentele la prietena mea, Andreea Ivănuș, mi-a schimbat tenul în bine, deci fata aia este un înger pentru mine. Și e genul ăla de loțiune tratament pentru exact problema mea. Așa că cu siguranță o să încerc și pe asta. Mai aveam o chestie foarte faină, Morning Facial Youth Boosting Day Elixir. Practic este ceva elixir pe care tu îl combini cu crema ta de zi și ar trebui chestia asta să-ți facă tenul să arate ca atunci când ieși de la un tratament facial, așa scrie pe el. Mai primit în cutie de la Ilamasq un ruj care se numește Rocket. Este un ruj roșu cu un subton albăstrui care îți va face dinții albi, albi, albi. Acum lăsăm la o parte faza cu fațetele mele. Eu mai mult, într-adevăr, când aveam dinții mei normal și mă dădeam cu genul ăsta de rujuri care au subton albăstrui, băi, îmi făceau dinții atât de albi, deci super, super fain. Și am citit acolo pe flyerul ăla că este genul de ruj super rezistent, mai ales în perioada asta cum purtăm măști, când ți-o dai jos nu vrei să fii toată spuită pe la gură, numai atât ruj pe față, pe ochi, pe dinți, peste tot. Și atunci genul ăsta te salvează și sunt super drăguțe că sunt rezistente, deci asta cu siguranță îl păstrăm. Și de la Blossom & Blossom o am primit o chestie 100% naturală, este făcută cu din sweet almond, din asta cum n-ai voi zice, migdală, jojoba și primrose oil. Deci 100% naturală, vegan, cruelty free, făcută în Marea Britanie și practic o răpui în apă când faci duș și te super relaxează și are un miros așa, băi, ar miroase cam mirosul mai devreme. Miroase pe super natural așa, încă eu personal nu pot să zic că nu... Nu pot zic că nu-mi plac mirosurile astea foarte naturale, dar sunt și destul de puternice pentru mine, cumva așa. Și cred că să mi-o pun pe tot corpul, cred că ar fi un pic too much, dar scrie că poți să o pui în apă când faci baie, 2-3 picături, să te super relaxezi, să miroși toate uleiurile alea esențiale, să te unși tot de când faci baie, dar cred că așa ar fi super, super faină sau la duș. Da, și cam asta a fost și în cutia de la Look Fantastic și v-am zis, sunt foarte, foarte happy când vorbiți cu mine în comment section pentru că mă simt că stau și eu de vorbă cu cineva, pentru că eu când vorbesc aici cu camera asta este destul de lonely, sunt eu în toată casa singură și vorbesc cu mine și atunci voi de fiecare dată când lăsați comentarii în comment section mă simt ca și când e cineva acolo care totuși mă privește și interacționează cu mine. Deci, da, sunt foarte, foarte entuziasmată că mâine avem eveniment la Urban și o să vedeți și voi aici pe vlog. Avem evenimentul cu Chocolate Banoffee Pie-ul. Sunt foarte entuziasmată. Am văzut că este foarte mult hype aici prin Timișoara cu Chocolate Banoffee Pie-ul meu și nu m-ar surprinde absolut deloc ca după acest eveniment să punem Chocolate Banoffee Pie-ul pe hartă aici în Timișoara, că până acum n-a vorbit nimeni de el. Nu l-am văzut în niciun meniu la nimeni niciodată, n-a vorbit nimeni ever de el. Tocmai de-aia am și ales desertul ăsta, pentru că era ceva nou, ceva ce n-a mai făcut nimeni până acum, știi? Și acum cum văd că este mult hype în jurul lui, sunt aproape 100% sigură că după evenimentul nostru o să-l regăsiți prin mai multe restaurante. Vreau să vă mulțumesc în avans tuturor care ați comandat această tartă, pentru că voi o să vedeți, o să-i spunem tartă, voi o să vedeți vlogul ăsta ceva mai târziu și sper că v-a plăcut foarte tare și vreau foarte, foarte, foarte tare să vin și în alte orașe. V-am mai zis, ați zis, de fapt și voi în comentarii, București, Constanța, Sibiu, Bucovina, mai avut cineva a zis, așa că da, sunteți super awesome și ca întotdeauna sunt foarte grateful că sunteți aici pentru mine și eu sunt aici pentru voi. Și avem aici niște bacon frumos pe care o să-l pun la cuptor până se face așa fain și crispy. E ceva mai târziu, e ora 3 aproape și pe la 6 când vine foarte vrem să facem niște burgers, niște homemade burgers
Și mie îmi place neapărat la burgerul meu să fie și niște bacon. Așa că o să-l fac la cuptor. Foarte drăguț, am primit mai devreme și un colet fain de la Creative Market. Brandul ăsta este foarte fain, este din Suedia, este vegan, este sulfat și paraben free. E foarte, foarte fain. De data asta, eu de obicei folosesc varianta aia pentru păr blond. Acum mi-a trimis varianta asta pentru păr tratat, practic. Îi zice Luminous Color și este foarte faină. Deci am primit șampon, balsam, astea sunt full size, 350 de mililitri și am primit și miniuri. Hii, ce-mi place când primesc miniuri pentru că acum o să călătoresc și chiar îmi prind super, super bine. Și am mai primit și chestia asta super drăguțită care este făcută din material reciclat 100%. Foarte faină, deci dacă vreți produsele astea de la Maria Nila să le căutați, sunt super bune. Deci Maria Nila, Olaplex, L'Oreal Profesional și Kerastase. Foarte, foarte mult îmi plac brandurile astea pentru păr, geniale. Iam, iam, iam. Ce bine arată burgerul ăsta. Bună dimi! Mi-a pierdut vocea. Bună dimineața! S-a trezit dulceața și astăzi este finally evenimentul meu cu Chocolate Banoffee Pie by Taz by Emag. Bye, bye. Și astăzi este în sfârșit evenimentul la restaurantul urban de aici din Timișoara cu Chocolate Banoffee Pie-ul meu și voi aș pe voi cu mine să vă arăt poate un pic pe acolo, una alta. Nu vreau să interferez foarte mult cu procesul lor din bucătărie, dar o să încerc să vă arăt. Nu știu, cum vin curierii, cum arată tarta, cum arată localul, nu știu, sunt foarte excited. E și foarte fain afară, în sfârșit e mai soare. E un pic fricuț așa, dar e mai soare ca zilele trecute și mă super bine dispune. M-am trezit, mi-am făcut duș, m-am machiat, mă simt bine. Let's get crackin'! Hello, kitty catsy! Ce vreme frumos avem astăzi. Ca niciodată. Hai să vedem ce facem astăzi aici. Și mi-am asortat șoșonii cu cei de la Taz. Mi-am luat Converse și roșii. Vrei să-l prinzi pe tine? Haide, Alex, stai să-l prinzi pe tine. Dar stai că mă apropiu, nu trebuie să declanșez, ci doar să fie de... Bună, hai, e bine. Uitați să vă arăt tarta și vouă, dacă păseți aici. Iam, nu-i așa că arată bine. Bine, voi vedeți doar frișca. Dar vă asigur că înăuntru este chocolate goodness. Bine, mai face. Am văzut direct. Wow, stai, poză publicitară. Da, mai faci. Mai fac și eu? Nu. No, no. Bun. Am început să vină și comenzile. Yay! Uitați, aici mi-am pus și shorts. Mi-au dat și un short și la un moment dat mai aveam și o bonetă pe aici pe undeva, dar am zis că boneta chiar. Not really my style. Dar, da, mi-am pus și shorts. Și am făcut o poză aici, drăguță, unde-i bannerul cu bani. Hey guys, bună dimineața! Este a doua zi și eu momentan sunt la autogară pentru că mă pregătesc să plec la Oradea și după cum puteți vedeți, nu este nimeni. Deci, aseară cred că am adormit la 1 și m-am trezit la 5. Deci, it's been a rough night, man. Nu e nicio problemă, sunt happy că mă duc să o văd pe Andreea, probabil o să dorm la prânz un pic ca bătrânii. Trebuie să vină autocarul momentan. Și a venit mai înainte șoferul și m-a întrebat: bună dimineața, domnișoară, la microbuz așteptat? Și eu eram: da, bitch, it's just you and me. Da, pe bune, chiar sper să nu fie aglomerat, pentru că dacă este aglomerat, de obicei mie mi este cam răuț și prefer să stau în față, că atunci dacă văd drumul, mă asigur că nu vomit până acolo. De când eram copil, doamne, când eram copil nu puteam să merg de la Vulcan până la Petroșan fără să vomit. Oh, dacă mergeam pe defileu, goodbye my lover, la Lainici era punct de vomita pentru mine. Da, aștept să vină domnul. No, că am ajuns și la Oradea și ne uităm după ceva drăguț pentru nepoata lui Andreea. Mă gândeam să iau flamingo ăsta, zi, uite-te cât e de frumos. Păi eu ca și copil, dacă mi-i aduce ăsta, de ce dăm? Ce faină-i! Ador! Deci eu când eram copil, astea erau jucările mele preferate. Ah, ce faină! Și mă jucam cu ele și făceam baie și aveam și dinozauri și vai. Deci astea erau chiar preferatele mele. Ce faină-s! Ori mai evoluată, sunt mai faine ca atunci.
Băi, femeia. Ei, grasă nu-i voie. Bă, nu-ți e rușine. Uite-le. Îi place condimentul. Sprag Pringles? Și va. Două condimente. Shiva. Bravo. Uitați-vă la ei, seamănă cu Mirinela Andrei. Și că e un covor. Și va covorul persan. Aici. Uite ce... Uite-te, mea! Nu, no, acum ce faci cu el? Bagă-l în gură. Da, îi dai COVID la pisică. Miau! Ia uite aici ce paste mi-am luat cu fructe de mare. Mâncă și Shiva, mâncă și mamiții și mătușa. Tăniamu. La fix filmul potrivit pentru seria asta. Scary movie. O să cred că e doiul sau ce? Care e ăsta? Unul sau doiul? Oricum, primul și al doilea au fost super funny. După aia... Doiul, da. Deci primul și al doilea. Beton. Deci cine are nevoie de Dyson când are hairstylist acasă? Mi-a făcut Andreea părul. Ce drăguț! Așa o bucle! Și acum ne pregătim să ieșim în oraș. Și mă duce pe aici să mai vedem, să explorăm. Din păcate, afară este... Adică nu, e soare, e foarte fain, dar e frig. Și am rămas, vă arăt ce drăguț mi-a făcut părul. Oricum, dacă sunteți din Oradea, pe Andreea găsiți la Salon 11, da? Salon 11. Am vrut să arăt doi, da? Am vrut să arăt un... Uite-o și pe sufletul. Uite ce păr are. Ia uite. Ia, queen! Bine. Bring. Ia. Uite ce extensii faine are. Ador! Iubesc. Da. Mă, ce frumoșică e. Bravo, mai suflet. Stay up. Make the most out of your existence. Doamne, clădirea asta cât e de frumoasă. Ne-a făcut aici o poză. Și tot ne încurcăm. Când oameni, când mașini. Dar cred că am reușit să facem ceva drăguț. Ador clădirea asta. Atât de faină în poze. Hai că am venit până la Ribo. Pe partea cealaltă. Suntem supărate. Nu ne-am făcut rezervare și n-am avut lor la Ribo. Da, așa. Hai că ne luăm N-am avut loc. N-am avut baftă. Luăm două din alea eventual. Două sandwich-uri. Așa că ne luăm un sandwich din piață. Dar nu-i piață. Am glumit. Am zis, mi-a scăpat telefonul, stai. Am zis numai așa, știi? Este bun. La mișto. Că una este să mănânci la Ribo și una este să mănânci în piață. Dar mâine venim la Ribo. Nimeni nimic. Eu cu flamingo după mine. Ui, ce faină e. Sper să-i placă la Ana. Au. Deci mie dacă mi-a ceai asta când era mică. Vă am zis și ieri. Ce frumos e. Și Andreea i-a luat o chestie cu înghețată așa cum. Să facă unghe. Ne-am jucat cu Play-Doh până acum. Fii atent ce înghețate frumoase am făcut. Și flamingo ăsta aici, drăguț. Dar tu știi tot dansul? Ia uite. Ia uite ce training are. Doamne. Oh. Vezi, o ții, vezi că e grea. Al cu ambele mânuțe așa. Știi, o ții de... Așa, bravo. Și o ții așa și tu vezi ce filmezi. O ții cu ambele mânuțe. Așa. Vezi? Și poți să mergi să filmezi, să faci ce vrei cu ea. Da? Să nu scap pe jos. Și vrei să-ți mai arăt ceva? Hai să-ți mai arăt Elina ceva. Stai să vezi. Vrei să vezi ceva? Da. Ai văzut? Nici nu v-am filmat aici, am și uitat să vă filmez. Uite-te cât de frumos. Și după dialogul acolo e un lac, am uitat să filmez. Da, mi-e sorry, dar uite ce fain e aici. Am stat mâncat. Băieții pun muzichie. Ia uitați, ce am mai găsit eu aici? Un pisicel. Uite ce frumos e. Ia uite. Vai, măi. Vai, măi, ce negruță. Uite, stă cu mine aici. Ia uite. Nu mă ochii, vezi? Ia uite-o. Bună ziua! Și azi e foarte fain iar. Și am venit până la Ribo. Și trebuie să mâncam ceva foarte bun. Și primul lucru care mi-a atras atenția pe meniu a fost
fish and chips. Și o rozi și fetele mai devreme și cred că tot aia și ele și mi-am luat o băutură care se numește Fântâna Tinereții sau ceva genul ăsta. Mamă, mă uitam la altă masă când le-a dus desertul și arată foarte bine. Și mă aștept să văd cum arată Fântâna Tinereții. Dar e ce frumos e aici, cât de fain e. Foarte, foarte fain. Deci, fete. Tunul ăla. Vai, uite, asta este fântâna. Fântâna Tinereții, îi zicea. Fântâna Tinereții. Fântâna Tinereții, fii atent ce fântână frumoasă. Arată foarte bine. Mi-am uitat să-mi filmez mâncarea. Deci uite cât de bine arată. Am luat fish and chips. Se file de șaloc, file de mazăre, cartofi sunt foarte bun și sos tartar. Deci, bine, acum arată că am putut o haos, dar foarte, foarte bun. Deci, wow. Noi ne uităm la cât de faine sunt clădirile astea. Și nu știam, nu ne dumiream ce sunt. Și Raluca este arhitect, doamna arhitect. Doamna arhitect. Și ne-a zis că sunt, cum sunt, Ralu? Sunt combinație? Da, sunt combinație. Oh, sunt o combinație, așa. Combinate astea două. Sunt combinate. Și asta albastră, cine, doamne, cine, frumoasă îi. Vai, ce faină! Asta e Art Nouveau? Știi cu ce seamănă clădirea asta? Când am fost în Barcelona. Da. Erau clădiri din astea, da, fix așa. Pare că stă ceva cerușă. Clădire venețiană? Da. Wow. Ai fost în Veneția? N-am fost niciodată. Așa, și acolo geamurile cu arcul frânt sus. Doamne, ce frumoasă e. Dar portocaliul ăsta mă sparge. Superbă. Ba, mie îmi place foarte mult. Doar că aș fi dat frumoasă. Bă, voi sunteți obișnuite cu clădirea asta de aia. Ui, fii atent ce fun fact. Dar ce, n-a să scrie? Uite, da? Nu știu ce e altrăra. A, era apă până aici sus? Tu zici ceva? Gen, pun aici. Wow. Da. Ce pun aici? Pun aici. Stai, de fapt, da, mă. Oricum, e super, wow. Așa mi-a zis cineva, eu nu pot să confie în situația asta, că nu înțeleg mai. Da, da, da. Doar fi fan. Deci dacă vedeți vlogul ăsta care va și știți să ne lămuriți 100%, am vrea să știm dacă e adevărat. Hello, Dina. Hello. Dina ține Ramadamu. Da. Și noi acum vrem să mâncăm înghețată, da. Dina. Noi. Și acum am venit să căutăm înghețată asta și în orașul între timp. Mi-au caramel sărat și în partea altă mare niște vanilie. Și un alt cornet din ăsta, așa, hai. Uite, mai avea și în partea asta, nu primi nimic de aici. Smeură, biscof, ciocolată neagră. Smeură aia sună bine. Ferrero Rocher. Ieșea. Uite-te cum vrea atenție că am venit acasă, e disperată. Iubăreață. Mai tu, iubăreață. Mai tu, frumoasă. Hey guys, bună dimineața. E ultima zi aici în Oradea. Nu ultima zi, că eu mă duc cu Andreea până la salonul unde lucrează ea. După care mă duc să-mi iau autobuzul și mă tirez. Pșt, acasă. Și acum de dimineață, această infractoare mi-a aruncat camera pe jos. Și acum face așa un sunet. Și băi, a lansat-o în loc unde o las-o timpul, știi? Nu cred că e stricată, doar că îmi face sunetul ăla și mă scoate de minți și mă teroriza. Uite, mă teroriza și când, ce e, Shiba? Și când mă machia, mă ataca, mă teroriza, mă, whatever. Și da, mă duc până la Andreea să fac un tratament la păr și mă coafează puțin, după care plec acasă. Mi-a plăcut foarte tare aici la Oradea. Și mănânc niște cereale cu lăptic. Da. Mamă, ce cald e aici. Mamă, ce cald e aici la Andreea. Nu știu, cred că merge centrala sau ceva de genul ăsta. E foarte cald și cred că astăzi aici în Oradea iar o să fie foarte frumos. În orice caz, m-am simțit super bine cu toată lumea și... Mă vreau să vin aici. Vin. Și da, sper că data viitoare când vin aici în Oradea să vin cu bănofii paiu, cu cei de la Taz. Cred că ar fi minunat. Combinăm un pic așa viața personală cu munca. So, am ajuns acasă. Totul este bine. Sunt foarte happy. M-am simțit super bine. Dar mi-a stricat și la camera. Auzi, când dau zoom, da? Stai. E sunetul ăsta și când o deschid, îmi face așa un sunet și nu, adică cred cu siguranță se aude și pe cameră. Și nu știu ce naiba să fac cu ea, s-o duc la reprezentanță, mi-o repare, nu îmi dau seama. Nu vine să cred că o fucking aruncat-o. Man, o aruncat-o de undeva de la nivelul ăsta, așa, cumva, super sus. Și eu când am ieșit de la baie, ia miau, miau, zic, oh, când mă uit camera pe jos, vai. Da, nu știu ce o să fac cu ea, dar, da. Asta e.
Anyway, sunt acasă, m-am întors la Oradea, îmi desfăceam aici niște chestii pe care le-am mai primit cât timp am fost plecată și am vrut doar să vă zic că sper că v-a plăcut acest vlog. Dacă v-a plăcut, ca întotdeauna, nu uitați să-i dați un mare thumbs up. Ne vedem pe Instagram, @fatalui_cologan. Și ce să vă zic eu altceva, vă pup, să aveți o zi frumoasă ca și voi. Ne vedem în video următor. Bye!